Să ne amintim, pe timpul scurtei președinții a lui Ghimbu, cineva dintre scriitori, am uitat cine, a apărut cu o declarație, cu o propunere ca să-i se dea cetățenia Moldovei. Nu, sigur că nici n-a fost luată în considerare această propunere, deși eu cred că Goma ar fi refuzat-o, pentru că el nu recunoaște în asemenea stat, Republica Moldova, și ar fi refuzat-o din stat. Citeam zilele astea în internet, referitor la Goma, cineva l-a catalogat drept un președinte moral al Uniunii Scriitorilor din România. La 5 octombrie avem Congresul Uniunii Scriitorilor din Moldova. Eu cred că noi ar trebui să dăm un exemplu, dacă nu pot da cei de la București, ca să fie ales președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Asta cu condiția, că Gazprom va accepta. Nu cred. Spre final vreau să citesc un sonet scris în 1998 doar de Paul Goma, înainte de a spune că mai discutăm cu domnul Goma pe internet, i-am aflat adresa de e-mail de la Oleg Brega, cu câțiva ani, și îl felicit în fiecare an de ziua lui de naștere, i-am trimis acest poem, o cunoaște, și vreau să vă spun că, spre deosebire de foarte mulți scriitori aroganți români, el răspunde prompt la mesajele tuturor, am impresia. Doar de Paul Goma. Străini în țarane, ca nicio țară, sorbim nedumerit, râvnim un vis. E primăvară, dar nu-i primăvară cât Paul Goma plânge la Paris. Scrie limba lui de-o veșnicie, de altă limbă nici că este dor. Iar noi în țara noastră cu chirie, rămânem cum am fost, în calidor. Moscalii își potrivesc în casă ia, se fac creștini, apoi revin păgâni, se autodistruge România, din ziua când renunță la români, ci ea e fericită ca un miel, zicându-și că a mai procedat la fel. Fraza cu nu e momentul care aparține azi lui Dumitru Ungureanu este veche la noi în Basarabia. Am avut cândva un politician, el mai e și acum, mai că este exclus din arena politică, îmi spune Iurie Roșca, el întotdeauna ne spunea, când va fi unirea, eu vă voi spune, când va veni momentul, încă nu e momentul, mai așteptați. Uite, așa am așteptat din 89, până când a făcut coaliție, s-a îmbrățișat cu Voroni și s-a terminat momentul. Deci niciodată nu va veni momentul Goma de la sine. Goma este un scriitor periculos. El a fost întotdeauna periculos și va fi întotdeauna periculos pentru că este un scriitor intransigent. El nu poate avea prieteni. De-aia nu iubește nici Manulescu. Cum poate să iubească Manulescu? E un scriitor inestetic, așa cum zice el, în momentul când astăzi vorbim cu Goma, mâine ar putea fi neuitat într-o carte de-a lui Goma. Dacă Manulescu l-acuză pe Goma că este un scriitor inestetic, atunci nu știu cum să-l apreciem noi pe Manulescu, care este la Paris de câțiva ani buni, exponent al Comisiei UNESCO și nu-l vizitează măcar o dată pe Paul Goma, măcar în ziua lui de naștere. Nu i-a dat nici măcar un telefon. Da. Ca să ne amintim de Goma, îmi place să-mi amintesc de o frază proverbială a lui, deci el și detractorilor, celor care l-au izgonit din țară, le-a răspuns într-un stil metaforic, într-un stil poetic frumos. Las că am să vă ne uit eu într-o carte. Și iată că i-a neuitat pe rând pe toți detractorii și pe toți dușmanii lui. Goma, dacă e să facem o parafrază, vine din mana orhiei, el este într-un fel o mană cerească pentru noi, pentru că este un exponent pregnant al adevărului. Era receptul biblic ce spune? Alegeți adevărul și adevărul vă va face liber. Iar noi, românii și de peste Prut și de aici, nu prea acceptăm adevărul, pentru că adevărul doare în ultimă instanță. Și din 89 încoace n-are cum Goma să fie expusă, să fie plasat acolo unde trebuie să fie plasat. Deci va rămâne în continuare un scriitor, nu de mâna a doua sau de mâna a treia, pentru că, dacă vedeți istorie literară, el nici acolo nu este catalogat. Deci la Etcetera, probabil, sau la și alții,